Deputatul PNL Călin Bota a depus astăzi o interpelare în care solicită ministrului transporturilor Sorin Grindeanu să precizeze când va demara licitația pentru executarea lucrărilor de modernizare a gării Baia Mare. De asemenea, în cadrul aceleași interpelări, deputatul liberal cere informații și despre existența fondurilor necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. Contractul pentru studiul de fezabilitate privind modernizarea, reabilitarea stației de cale ferată Baia Mare a fost semnat de CFR în 17 octombrie 2019, iar în septembrie 2021 a fost finalizat acest studiu. Având în vedere că stadiul de degradare al gării Baia Mare este destul de înaintat și e nevoie de reparații și modernizări urgente, am cerut ministrului transporturilor informații privind demararea licitației pentru execuția lucrărilor, afirmă deputatul PNL Călin Bota. Direcția de lucrări publice Baia Sprie a intervenit pe parcursul ultimelor zile la debarasarea zăpezii din puncte cheie din oraș. S-au degajat parcările de la blocuri, căile de acces către unitățile de învățământ și cele medicale, stațiile de autobuz și alte zone și imobile care erau blocate. Activitățile de ridicare și debarasarea zăpezii, care în această iarnă a fost abundentă, vor continua pe tot parcursul lunii februarie, atâta timp cât este necesar, anunță reprezentanții primăriei Baia Sprie. Aceștia spun că se va ajunge în fiecare zonă și vor fi degajate toate străzile pe rând. În ședința Camerei Deputaților din 2 februarie, parlamentarii au aprobat modificarea anexei privind componența nominală a comisiilor permanente ale Camerei, numindu-l pe deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități. Parlamentarul PSD Gabriel Zetea este încă de la începutul mandatului de deputat membru al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, iar în 21 februarie 2021 a fost desemnat să facă parte din delegația parlamentară României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, alături de senatorul Titus Corlățean, dar și de socialdemocratul Andy Lucian Cristea. Am încheiat primul an de mandat ca deputat în Parlamentul României și mă aflu în fața unei noi sesiuni parlamentare în care voi continua să susțin nemijlocit interesele maramureșenilor și ale românilor, a declarat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea.